ce faci? Stăteam. Ai dormit aici? Nu m-a țipit. De ce faci? Uite. Ia uite, se poate. În fiecare zi o să-mi aduci flori? Da. Da? De câte ori trebuie? Adică în fiecare zi. Bine, mulțumesc. Stai să modific. Poți să așa. Nu. Pune-te ca să stau așa. Ce gând te aduce aici? Stai că sunt încălțată, nu-i frumos, stau cu picioarele pe canapea. Gânduri bune. Cum ar fi? E, păi cred că ai văzut și tu. Îți dai seama că... Se mă ridic așa, e frumos. Poți să stai cum vrei tu. Vreau să te privesc. Da? Da. Îți plac ochii mei? Cum de ți-a venit ideea asta cu florile? Băi, am făcut ce-am simțit, sincer. Și chiar cum ai ajuns tu să simți asta? Că eu asta sunt curioasă. Băi, Ana, e greu, n-ai văzut. Sper că nu din cauza că m-ai văzut dezbrăcată. E, tu chiar ai crezut, nu? Asta a fost o prujă, gen, să pot să îmi fac ce aveam de făcut. Normal că nu. Și când eram cu Diana, atunci, de fapt, dinainte, după ce am... Ai văzut că am vorbit un pic cu Alexandra și după nu am mai vorbit cu nimeni ca idee, știi, până la Diana. Și de atunci vreau să vin la tine, să stau de vorbă cu tine, dar... Nu știu, nu eram sigur pe mine atunci. Nu ne-am prea înțeles. Nu ne-am prea înțeles. Și... Oricum eu nu te-am suportat la început. Deloc. Păi de ce? Păi nu știu, mi se părea că ești o persoană prea influențată de Doru. Tot timpul împreună, mi se părea că te influențează și că amândoi sunteți așa mai golonași, știi? Și oricum cred că are o putere asupra ta el. Doru nu are, dar... Știe de gândurile tale, că știu că sunteți prieteni vorbiți. Nu știe, îți dai seama că nu știe încă. Îți dai seama, și eu sunt surprins, adică n-am mai putut și am făcut ce am simțit, sincer. Și nu știe nimeni. Crezi că o să dureze? Poftim? Crezi că o să dureze? În primul și în primul rând, flori. Eu nu aduc oricărei femei, sincer. În afară de mama ta. În afară de mama și cu... Nu pot să zic acum cu ea am adus flori în toată viața mea, dar nu aduc oricărei femei, asta vreau să înțelegi. Doar eu cu cine vreau ceva crezut, serios, crede-mă. Eu inițial am crezut că ți-a zis, Naba mă cunoaște foarte mult, că eu pot să fiu cu cerită cu flori. Nu, nu mi-a spus. Chiar nu mi-a spus. Și credeam că... Și dacă aș întreba-o pe Naba, ea, și acum crede că noi glumim. Eu așa cred. Ea zâmbește când ne vede, nu-i vine să creadă. Uite, nu. Uite că am zis. Eu ți-am spus ceva în prima zi când te-am văzut în casă. Da. Și nu o să zic acum aici ce ți-am spus, dar știi de unde zic, nu? Da, știu. Știi destul de bine. Da. Și ți-am zis, nu eram sigur pe tine, de asta n-am vrut. Și acum n-am mai ținut cont. Am și acum ești sigur? Da. Să nu fii. Băi, sigur, adică... Măi, tu ești o persoană geloasă. Eu deja te-am văzut. Auzi. Te ajung să cunosc o persoană foarte repede. Mă simți? Da. Ascultă-mă. Ascultă-mă tu pe mine. Hai. Tu ești o persoană mai copilăroasă așa unul la mână. Adică asta consider eu, că eu gelozia o consider o copilărie. Și ți se aprinde placăra din orice, că glumesc eu cu ăla, că glumesc cu ăla, că e normal să glumesc pentru că nu o să stau într-o monotonie într-una și nu o să zâmbesc și nu o să glumesc cu nimeni. Tu trebuie după să fii conștient cu asta, de asta, nu? Și iar și dacă o să mă vezi dezbrăcat în fața unui băiat de aici, ca să știi și să ai încredere în mine că nu o să se întâmple nimic. Nu sunt gelos, aiurea, trebuie să văd ceva și după o să fiu gelos. Adică dacă te văd, domne, că vorbești cu ăla, chiar nu sunt gelos să zic, bă, dar de ce vorbești? Dacă îl văd că face gesturi nasoale cu tine și tu la fel cu el și nu mă respecti pe mine, dacă noi o să avem păi o relație... Păi dacă aș face gesturi în nașpa, nu m-aș respecta pe mine făcând asta, nu pe tine. Păi da, dar eu nu mă mai gândesc atunci că nu te respecti pe tine. Mă gândesc că nu mă respecti pe mine, știi? Și în al doilea rând la fel mă gândesc că, bă, ea nu se respectă pe ea făcând gesturile... Nu o să fac nimic, o să fac doar glume. Că mie îmi place să glumesc. Văd că tu glumești cam mult. Și ce? Cum orice sunt? Se întâmplă în viață, trebuie să fii vesel și să gândești pozitiv și tot o să-ți meargă bine. Buzi aia, ce ți le-ai mușca? Vezi? Tu nu știi să cucerești o femeie. Ai că ai adus flori, chiar mai surprins. Bă, serios, așa nu, zici? Păi nu, nu mă așteptam ca tu să vii cu flori. Înțelegi? De pentru și? Că tu ești de la pe, hai, repede, hai, bagă mortul în casă și mergi departe. Așa nu, ești. Bă, nu. Tu glumești, nu stau mai. Îmi place viața. Ideea, nu știu dacă să te cred sau nu.
Ce puteai să vezi la mie? Cu ce, ce am eu în plus față de celelalte fete? Tot. Tot ce nu au el. M-ai văzut pe mine așa mai calmă, nu? Nu ești calmă deloc. Nu? Nu prea ești. Sunt, ești ce mai ai văzut Nu prea îmi face plăcere să vorbesc.